faci lucrurile. Așa cum deja a anunțat frații, la cina Domnului. Cina Domnului sau masa Domnului. Și vreau să precizez de la bun început că Apostolul Pavel are două capitole, unul după altul aici, 1 Corinteni capitolul 10 și capitolul 11, în care vorbește despre cina Domnului. Despre cina Domnului în fiecare dintre Evanghelii se vorbește, dar dacă astăzi s-a citit din 1 Corinteni, aș vrea să observăm ce are de spus Pavel despre cina Domnului în această epistolă. Și aș vrea să începem cu primul pasaj din 1 Corinteni 10 și apoi vom trece la cel din 1 Corinteni 11. Observăm în primul rând, pasajul din 1 Corinteni 10 începe cu un exemplu din viața celor din Vechiul Testament. Afirmația de bază în versetul, în capitolul 10, este acesta. Toți au mâncat, toți au băut aceeași mâncare sau aceeași băutură duhovnicească. Și totuși, spune versetul 5 din 1 Corinteni 10, cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Deci au perit în pustie. Mai Pavel justifică de ce dă aceste exemple. El nu face o istorie a poporului evreu de dragul istoriei, ci el spune așa. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Deci Pavel dă aceste exemple pentru ca noi să luăm învățătură, exemplu, pilde. Ce învățătură putem lua din ceea ce spune Apostolul Pavel? Și mai ales că el o spune în contextul paragrafului mare despre cina Domnului. Deci, învățătura aceasta care trebuie să o tragem de la oamenii din Vechiul Testament, se leagă de învățătura pentru cină. Pavel le pune împreună, în același capitol. Face legătură între ele. Care e lecția? Ce putem învăța de la oamenii din Vechiul Testament? Toți au mâncat, toți au băut. Și nu orice. Mâncare și băutură duhovnicească. Și totuși cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Care o fi lecția? Eu consider că lecția principală este că nu mâncarea îl sfințește pe om, nu băutura îl sfințește pe om, fie ea chiar mâncare spirituală sau băutură spirituală. Și Apostolul Pavel vrea să spună că pentru ca să fim plăcuți în ochii lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți la atitudinea inimii noastre. Atitudinea inimii noastre. Oamenii din vechime au mâncat mâncare duhovnicească. Au fost plăcuți lui Dumnezeu pentru aceasta? Nu. Au băut băutură duhovnicească. Au fost plăcuți lui Dumnezeu pentru aceasta? Nu. Din ce cauză? Din cauza inimii lor, care a poftit după lucruri rele. Și asta e prima lecție care trebuie să o luăm din istorie, legată de cina Domnului. Îi auzim pe foarte mulți care citează cuvintele Domnului Iisus și bine fac lucrul acesta, că le citează. Că dacă nu mâncăm trupul Lui și nu bem sângele Lui, n-avem viață în noi. Este foarte adevărat. Numai că a mâncat din trupul Lui Iisus și a bea din trupul Domnului Iisus, trebuie să luăm ca și exemplu din Vechiul Testament. Cei care au mâncat mâncare duhovnicească și au băut băuturile duhovnicească. Unora le-a fost de folos. Dar numai unora, nu tuturor. Celor care nu le-a fost de folos mâncarea duhovnicească și băutura duhovnicească. Din ce cauză nu le-a fost de folos? Din cauza inimii lor rele care a poftit după lucruri păcătoase. Și noi trebuie să fim foarte atenți, să nu ne amăgim că dacă luăm din cina Domnului, din pâinea aceasta și din sângele, din rodul viței, acestea, în mod automat, îi fac plăcuți lui Dumnezeu dacă nu vegem asupra inimii noastre. Inima noastră este foarte importantă în ochiul lui Dumnezeu. Ce este în inima mea? Ce este în inima ta? Dacă eu sau dacă tu poftești lucruri păcătoase, lucruri murdare, chiar mâncând mâncare duhovnicească și bând din băutură duhovnicească, chiar luând din trupul și sângele Domnului, nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. Și vom vedea de ce. Vom vedea că Pavel dezvoltă gândul acesta. El îl expune la început, ca o lecție,
după care îl dezvolt. Uitați-vă ce spune Pavel în următoarele versete din capitolul 10. El dă cazuri concrete sau păcate din cauza cărora cei care au mâncat mâncare duhovnicească și au băut băutură duhovnicească n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. În primul rând, ei au poftit. Vedeți? Au poftit. Dar faptul că au poftit, a poftit înseamnă a avea dorințe păcătoase în inimă. Faptul acesta că ei au poftit, nu s-a oprit doar la nivelul de poftă. Dorință care poate fi ținută sub control. Roada Duhului Sfânt numită înfrânarea poate ține sub control dorințele păcătoase din firea omului. Dar oamenii aceștia n-au ținut sub control dorințele, poftele păcătoase din ființa lor și ce-au făcut. Uite ce spune. S-au închinat la idol și Pavel spune aici să nu fiți închinători la idol, ca unii din ei. Apoi, au curvit și Pavel spune să nu curvim, cum au făcut unii din ei. Apoi, au ispitit pe Domnul și Pavel spune să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei. Apoi, au cârtit și Pavel spune să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei. Și încheie în versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Aceste lucruri li s-au întâmplat lor să ne slujească nouă ca pilde și lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră. Observați? Poftele din inima lor n-au pierit în momentul în care au mâncat mâncare duhovnicească și au băut băutură duhovnicească. Poftele din inima omului și din inima credinciosului nu se sting atunci când luăm din cina Domnului în mod automat. Ele trebuie ținute sub control printr-un act de voință personală în colaborare cu puterea Duhului Sfânt care locuiește în noi. Poftele din inima omului nu se sperie nici de trupul Domnului, nici de sângele Domnului pe care îl luăm la cina Domnului. Dacă după ce am ieșit de la cina Domnului, nu ne propunem ca act de voință, ca hotărâre sfântă, Doamne, nu mai vreau să cârtesc, nu mai vreau să curvesc, nu mai vreau să fac lucrurile acestea, rele pe care le-a făcut poporul Israel, sub nicio formă. Nici la nivel de inimă și nici la nivel de fapte. Dacă nu iei această hotărâre și dacă nu cer puterea Duhului Sfânt să-ți dea tărie, să duci la îndeplinire această hotărâre, Pavel spune foarte clar, cele din ei au pierit. Și lucrul ăsta s-a întâmplat să ne slujească nouă ca pilă. Să ne slujească nouă ca pilă, ca învățătură. Deci atât că cina Domnului, deși este foarte importantă, nu rezolvă problema în mod automat. Și aici trebuie să fim noi foarte atenți. Pentru că noi românii venim dintr-o cultură ortodoxă, majoritară. În cultura ortodoxă majoritară, cina Domnului, sau împărtășania, cum este numită, este considerată o taină care operează prin ea însăși, adică de la sine. Nu contează cum ești, nu contează cum ai trăit, contează că dacă te împărtășești, de la sine, împărtășania operează o minune. Operează o minune. Te face sfânt. Asta e și învățătura Bisericii Catolice. Din motivul acesta, Biserica Catolică a existat practica aceasta ca bolnavul pe patul de moarte să moară cu cuminecătura, cu cina în gură, preotul îl împărtășește, în ideea că bucățica aceea de pâine și de stropul acela de vin îi dă viața, viața veșnică, viața spirituală. Observați din 1 Corinteni 10 că învățătura aceasta nu are suport bine. Cei din vechime au mâncat mâncare duhovnicească și au murit cu carnea în gură pentru că au poftit lucruri rele. Au băut băutură duhovnicească și au murit cu tot cu băutura pe care au băut-o din cauza că au poftit lucruri rele și nu s-au oprit numai la pofte, s-au sculat să joace, au curvit, au cârtit și au făcut celelalte lucruri murdare. Dragi și surori, cina Domnului nu lucrează ex opere operate, cum spun teologii, adică prin ea însăși.
Ea are mare valoare și ne asigură viața spirituală, dar numai în măsura în care cina Domnului o facem stâmpărând, stingând dorințele din inima noastră, dorințele rele, poftele din inima noastră, printr-un act de voință, prin a cere Domnului putere de la Duhul Sfânt, să controlăm poftele, să le punem în stăpânire, să le ținem în stăpânire, să ne rugăm Domnului dacă ele cândva s-au dezvoltat, s-au desfințuit și s-au transformat în fapte, să ne cerem iertare pentru faptele acelea și să-i promitem Domnului că poftele din inima noastră nu ne vor mai binui ele, ci noi le vom binui ele prin puterea Duhului Sfânt. Abia atunci cina Domnului are valoare și aduce viață, așa cum spuneam Domnului. Observați că Pavel spune foarte corect aici. Doar unii dintre ei au greșit, au păcătuit și au pierit. Nu toți, doar unii dintre ei. Ceea ce înseamnă că pentru cei care au mâncat mâncare duhovnicească și au băut băutură duhovnicească într-o stare corespunzătoare cu inima lor, mâncarea și băutura aceea le-a asigurat viața. Și eu vreau să cred că astăzi toți cei care vor mânca din trupul Domnului și vor bea din sângele Domnului, aceasta le va asigura viața. Pentru că vor reuși să facă ordine în inima lor cu ajutorul Domnului Sfânt. Asta este o lecție extraordinar de mare care o învățăm din istorie. Apoi, Apostolul Pavel face o afirmație foarte importantă în versetul următor, în versetul 12. El spune, astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Să luați dumneavoastră, când citim aceste versete din Biblie, și eu, ca și dumneavoastră, când aud de ce au făcut evreii în pustiu, am așa cumva un sentiment, parcă de bucurie, Doamne Dumnezeule, așa cum îl avea, iertați-mă, cum îl avea fariseul când a venit înaintea Domnului în templu, împreună cu vameșul, și spunea, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt așa păcătos ca vameșul acesta. Parcă noi avem un sentiment așa să spunem, Doamne, dar noi nu suntem chiar așa. Nu ne-am întinat la idol, n-am curvit, n-am făcut lucrurile astea care le-au făcut ei. Noi suntem mai buni. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a învățat o lecție foarte importantă. Felul cum trebuie să ne raportăm noi la poruncile lui Dumnezeu. Că noi trebuie să ne raportăm la poruncile lui Dumnezeu în felul în care Dumnezeu a intenționat să le înțelegem atunci când le-a dat. Și vreau numai să dau un exemplu. Ce a înțeles Domnul Iisus, de exemplu, prin porunca aceasta pe care o spune Pavel. Să nu curvi. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 5, versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Iată deci că Domnul Iisus ne avertizează și Pavel ne avertizează din nou și spune, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Să ia seama să nu cadă. Pentru că păcatul pornește de la inimă. De aceea spune, ei au poftit în inima lor. Și dacă noi nu reușim să avem inima curățată și sfințită, pericolul care pândește viața fiecăruia dintre noi este real. Poate va spune cineva, nu voi ajunge la fapt. Dar Domnul Iisus nu spune că trebuie să ajungi numai decât la fapt. Evreul era bucuros dacă nu omora, dacă nu împlânta el pumnalul în cineva să-l omoare. Dar dacă evreul avea ură pe cineva și plătea pe unul dintre neamuri să-i omoare dușmanul, evreul se ducea la templu și spunea, Doamne, Doamne, îți mulțumesc că nu l-am omorât eu. Și Domnul Iisus spune cu asta, n-ai rezolvat problema, dacă ai avut ură în inima ta, dacă ai avut mânie pe fratele tău și dacă n-ai rezolvat mânia din inima ta împotriva fratelui tău și tu ești socotit ca și cel care a ucis, că din mânie pornește uciderea, din poftă necontrolată pornește adulterul și așa mai departe. Și de aceea Pavel spune, fiecare să fie foarte atent, să fie foarte atent și dacă stăm încă în picioare, să
fim atenți că stăm în picioare prin Harul lui Dumnezeu, dar avem nevoie de putere, de control asupra ei. Deci aceasta este primul paragraf din 1 Corinteni, capitolul 10, care ne avertizează că trebuie să fim foarte atenți. Acum, nu trebuie, acest lucru nu trebuie să creeze în noi o stare de disperare. Doamne Dumnezeule, dar voi putea eu să-mi păstrez inima curată în fiecare zi, în fiecare ceas de zi, ca să nu cad? Voi putea eu? Dar vin peste mine ispite, ies pe stradă fără să vreau, văd lucruri murdare, văd lucruri provocatoare. Aud pe unii, fac glume, fac apropouri murdare. Voi putea eu, inima mea, să o păstrez curată în mijlocul unei lumi pline de ispite? Și Pavel spune, da. Și care e asigurarea? O spune în versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dragi și surori și dragi tineri, vă rog să rețineți. Nu avem niciodată nicio scuză, Doamne, am fost ispitit și de aceea am căzut. Pentru că Pavel spune, în momentul în care tu ai fost ispitit, Dumnezeu era alături de tine cu o portiță deschisă și te aștepta ca să fugi pe ușa aceea, pe portița aceea și să nu cazi în ispită. De partea aceea era lumea, cu diavolul, cu ispita. Dar de partea cealaltă era Dumnezeu cu portița deschisă. Și tu puteai alege să te duci spre lume, spre diavol, spre chemarea păcătoasă și să cazi în păcat, sau să mergi spre Domnul, să observi portița aceea deschisă și să fugi. Cel mai bun exemplu poate să fie Iosif, care literalmente a lăsat haina în mâna acelei femei stricate și a fugit pe ușă, chiar dacă a trebuit să stea apoi în închisoare. Dar a scăpat de ispită, a biruit ispită. Nu există ispită în care să fii prins așa ca într-o încăpere fără nicio ușă. Orice încăpere are o ușă. Că dacă nu are o ușă, nu poți intra în ea. Și dacă ai putut intra, poți și ieși. Dacă poți intra în ispite, poți și ieși. Că este portiță de ieșire. Dar depinde de voința noastră. Este portiță de ieșire. Deci atât că noi vom sta astăzi la cina Domnului. Dar trebuie să-i promitem Domnului, Doamne Iisuse, vreau să am grijă de inima mea și de viața mea și ori de câte ori voi fi ispitit să văd ispita, dar să văd și portița. Și să nu aleg ispita, ci să aleg portița de scăpare, să fug. Și atunci, pâinea pe care o mănânci și rodul vinței pe care îl bei, îți asigură viața. Atunci îți asigură viața. Când tu te-ai păzit de ispită și te vei păzi de ispită fugind pe portița pe care ți-o deschide. Apoi trecem în capitolul 10, la următorul paragraf. Pavel vorbește despre închinarea la idol și spune paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Deci versetul 16 ne spune un lucru foarte important. În bisericile tradiționale, se spune că atunci când preotul se roagă pentru pâine, pâinea devine sau se transformă în chiar trupul, în chiar carne, în chiar trupul Domnului. Acum vă rog să observați ce spune Pavel aici. Pavel spune așa, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Pavel nici nu spune măcar că pâinea este trupul. Este împărtășirea. Adică Pavel vrea să compare faptul că pâinea aceasta se frânge și fiecare ia o bucată din ea și asta reprezintă modul cum noi ne împărtășim sau avem parte de trupul Domnului Iisus care a fost frânt, de beneficiile trupului Domnului Iisus Hristos frânt pentru noi. Așa cum când iai o bucată din pâine, ai parte de beneficiile acelei pâini care te asigură viața trupească, când te împărtășești spiritual în trupul lui Hristos, din jertfa lui, ai parte de beneficiile jertfei lui pentru viața duhovnicească. Și ai viață, cum spune Ioan 7. Deci observăm foarte frumos că Pavel nu încurajează ideea transubstanției. Pâinea se transformă în chiar trupul sau carnea Domnului Iisus și vinul în chiar sângele Domnului Iisus.
despre rodul viței, spune paharul pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Nu spune sânge, spune împărtășirea cu sânge. Apoi gândiți-vă la Domnul Iisus. Când Domnul Iisus a ținut în mână pâinea aceea sau paharul respectiv și când a pus pâinea în mână și a spus acesta este trupul meu, în fața ochilor ucenicilor era trupul de carne al Domnului Iisus și pâinea care simboliza sau reprezenta trupul Domnului Iisus. Și când a spus Domnul Iisus acesta este trupul meu și a arătat pâinea, niciun ucenic cu mintea trează, așa cum erau ucenicii, cu o minte spirituală, cu o minte luminată de Duhul Sfânt, nu putea face confuzii că Domnul Iisus ar fi spus acesta este trupul. Domnul Iisus a spus acesta este trupul și a arătat pâinea, dar în același timp Domnul Iisus Hristos, trupul lui fizic, era acolo prezent. Și ucenicii au văzut dintr-o dată două realități fizice. Pâinea și trupul. Și Domnul Iisus când a spus acesta este trupul, ucenicii au înțeles foarte bine că Domnul Iisus nu se referă la trupul lui de carne, ci la pâinea aceea care reprezintă sau simbolizează trupul lui. Cum se frânge pâinea, așa s-a frânt trupul lui pentru noi. Cum mâncând din pâine avem viață fizică, așa mâncând din trupul lui avem viață spirituală. Asta vrea să ne spun aici Pavel. Dar, mai departe, Pavel spune un lucru foarte, foarte important. El pune accent aici pe împărtășire. De două ori apare cuvântul împărtășire, împărtășire. Paharul este împărtășirea cu sângele, pâinea este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Și ideea aceasta de împărtășire sau părtășie este dusă mai departe de Apostolul Pavel. Și spune, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Pavel spune cam așa, pâinea aceasta reprezintă trupul Domnului Iisus. Ea se frânge în multe bucăți. Când este în tavă, te uiți la pâinea aceea și îți aduci aminte că ea simbolizează trupul Domnului. Dar după ce pâinea a fost mâncată de fiecare din noi, pâinea nu mai poți vedea cu ochii. Ea este deja în noi. Întrebarea este, cine mai reprezintă trupul Domnului pe pământ în momentul acela? Și Pavel spune, voi. Acum voi sunteți trupul. De ce? Că fiecare a luat o bucățică din pâine. Și acum noi suntem trupul. Iată că Pavel dă două sensuri la expresia trupul lui Hristos. Odată, pâinea e simbolul trupului și odată noi, comunitatea oamenilor care ne-am împărtășit, alcătuim trupul Domnului Iisus. Acum vă rog să fiți foarte atenți că Pavel